După ce multă vreme subiectul a fost considerat unul tabu, în ultimul timp a început să se vorbească și la noi, tot mai apăsat, despre pirateria audio-video. Am încercat să aflăm dacă studenții știu că se expun unui risc în momentul în care aleg să-și descarce muzica și filmele de pe diferite site-uri, chiar dacă folosesc materialele în scop personal, nu pentru comercializare. Când te-ai uitat în viața ta la un film? Ieri. Și cum îți place să te uiți la filme, online sau la televizor? Pe laptop sau calculator, îmi place să le downloadez înainte, sincer. Deci le downloadez, să înțeleg. Da. Știi că această procedură este ilegală? Da. Acum, cred că 3 zile. Cum îți place să te uiți la filme, online sau la televizor? La televizor. Dar cu muzica, preferi să o descarci pe internet sau să te uiți la televizor? Să o descarc. Știi că această procedură este ilegală? Da, știu. Știu că este ilegală, dar na, toată lumea face. Deci cu toate acestea îți asum riscul acesta. Da, că nu fac, nu mi se întâmplă des să descarc. În general iau de la prieteni sau... Na. Când te-ai uitat ultima dată la un film? Aseară, dar nu l-am terminat. Îți place să te uiți la filme online sau la televizor? Sincer, în ultima perioadă nu prea mă mai uit la filme. Cred că și ponderea e cam aceeași. La muzică preferi să o descarci sau te uiți la... Nu prea ascult muzică. Ascult pe YouTube când ascult. Nu, n-am mai descărcat de foarte mult timp. Da, știi că această procedură este ilegală. Da, știu, tocmai de aia n-am mai descărcat. Îți place să asculti muzică? Da. Unde asculti muzică? Online? Pe internet sau la televizor? Online, pe internet. O descarci sau pur și simplu o asculti pe diferite? O ascult, nu o descarc. Dar știi că descărcarea este ilegală. Da, știu. Iar cu filmele procedezi la fel? Există site-uri specializate și online. Îți place să asculti muzică? Da. Unde asculti? Online sau la televizor? La televizor. Și online. O descarci de pe internet sau o asculti pur și simplu online? Dar știi că această procedură este ilegală? Da. Cu filmele procedezi la fel? Da. Îți place să asculti muzică? Da. O descarci de pe internet sau te uiți la televizor? Și, amândouă. Dar știi că descărcatul de pe internet este ilegal? Știu. Și în cazul filmelor procedezi la fel? Da. Mai de la prieteni, mai de pe net, da. Îți place să asculti muzică? Da. Unde îți place să asculti muzică? La televizor sau pe internet? Net, TV, nu contează. Și o descarci muzica? Da. Știi că această procedură este ilegală? Știu. Îți place să asculti muzica? Da. O descarci de pe internet sau asculti la asculti la televizor sau la radio? Depinde, pe YouTube am playlisturile și acolo ascult de obicei. Dar nu descarci muzica? Depinde, dacă vreau să-mi fac CD-uri sau nu. Dar știi că această procedură este ilegală? Da, am auzit. Cu toate acestea, ți-asumi acest risc? Da, cred că toată lumea și-l asumă. Așa procedezi și în cazul filmelor? Nu prea mă uit la filme în general și na, nu. Sau mă uit pe site-uri. Îți place să asculti muzică? Da. Unde îți place să asculti muzică? Pe internet sau la televizor? Nici pe internet, nici la televizor. De pe laptop muzică proprie. Muzica o descarci de pe internet? Da. Știi că această procedură este ilegală? Da. Cu toate acestea, ți-asumi acest risc? Da. În cazul filmelor procedezi la fel? Pot să mă uit online și nu le descarc. Unde asculti muzică? Pe internet sau la televizor? Pe telefon. Și pe telefon o descarci de pe internet, să înțeleg? Da. Dar știi că această procedură este ilegală? Cu toate acestea, ți-asumi acest risc? Da. În cazul filmelor procedezi la fel? Nu. Merg la cinema. Îți place să asculti muzică? Da. Pe internet sau la televizor? Mai mult pe internet. Deci o descarci de pe internet sau o asculti? YouTube. De pe YouTube. Și în cazul... Tot ilegal. Absolut. Fără piraterie, fără nimic. Nu downloadăm, cumpărăm albume, dăm banii, tot. Pentru student, crezi că e bine să cumpere? Adică dispune de banii necesari să cumpere atâtea albume? Un album? Nu. Pe unde? Deci? Faia listul. Îți place să asculti muzică? Da. La televizor sau online? Și. Depinde de timpul liber. De pe internet o descarci? Câteodată, nu chiar foarte des, dar câteodată. Dar știi că această procedură este ilegală? Da, știu. Cu toate acestea, îți asumi acest risc? Da. Crezi că este costisitor pentru un student să-și cumpere muzica în loc să o descarce? Cred că da, adică mă gândesc că poate să-ți placă o anumită melodie, nu tot albumul, și atunci nu prea are rost să cumpere un album întreg. În cazul filmelor procedezi la fel? Le descarci de pe internet? Nu. Te uiți online? Da, dar mai mult îmi place să merg la cinema. Cât de des asculti muzică? Foarte des. O descarci de timpului.
Da, o descarc de pe internet. Nu te uiți online? Foarte puțin. Dar știi că procedura de descărcare este ilegală? Da, știu. Cu toate acestea, îți asumi acest risc? Da. În cazul filmelor, procedezi la fel? Da. Crezi că este costisitor pentru student să-și cumpere filme sau să-și cumpere muzica pentru o anumită melodie? Este costisitor pentru un român, nu pentru un student. Nu ne permitem să ne descărcăm și pe bani, și filme, și muzică. Avem nevoie de alte chestii. Mai ales tineri fiind. Nu cred că aș renunța să mai descarc filme sau muzică dacă ar trebui să le și plătesc. Cât de des asculți muzică? Aproape în fiecare zi. Descarci de pe internet sau? Da, nu neapărat descarc, ascult direct pe internet. Dar când o descarci, știi că această procedură este ilegală? Da, știu. Cu toate acestea, ți asumi acest risc? Câteodată doar. Descarci și muzica de pe internet sau te uiți la televizor? Nu, la televizor. De pe internet n-ai descărcat niciodată? Ba, da, da, puțin, că na, mă grăbesc și nu prea am timp. Știi că această procedură este legală? Legală? Ilegală. Da. În cazul filmelor procedezi la fel? În cazul? Filmelor. Nu, filme mai rar. Dar dacă ar trebui să plătești pentru muzica care îți place, ai face acest lucru? Probabil că da. De ce nu?